Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru ianuarie, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion. În curând va veni și pentru anul 2020, etalarea probabil că tot în seara asta și etalarea pentru balanță pentru anul 2020. În fine, poate chiar și pentru ianuarie. E momentul în care mă intersectez cu etalările de ianuarie și pentru anul pe care tocmai l-am început. M-am amestecat cărțile, evident, în poziție normală. Și au vrut să se arate două cărți. Deși o să mai alegem una în timpul etalării, acum la început. Una a vrut să se arate și să spună: aveți numărul 47, poate aveți vârsta 47, poate aveți numărul apartamentului, ceva, nu știu, 47 și 13. Poate sunteți pe 13 noiembrie. Variază, oricum. 4 cu 7, 11, da? 11 este numărul sufletelor gemene. Dar trecând peste asta, aveți nevoie de atingere fizică. Bine, sunteți printre acele zodii care într-adevăr au nevoie de atingere fizică ca să-și poată exprima dragostea. Că aveți voi nevoie să simțiți atingerea cuiva sau să îi atingeți pe ei, variază de la persoană la persoană. Alături de miracole și binecuvântări, am senzația că această atingere va face miracole în relația dintre voi doi. Că această atingere vă va face să vă simțiți binecuvântați. Probabil că va fi o atingere foarte specială între voi și persoana dragă. Este ceva ce posibil n-ați experimentat cu oricine, deși în general cei care experimentează o relație fizică cu un scorpion, într-adevăr, se zice că nu îi uită, dar trecând peste asta, nu este vorba de efectul pe care îl aveți voi asupra lor, ci eu cred că amândoi aveți un efect special asupra celuilalt. Și miracole și binecuvântări. Am senzația că atingerea voastră vă vindecă unul pe celălalt, într-un fel sau altul. Și vă dați seama că un gest tandru poate să declanșeze o serie de miracole și de binecuvântări. Și ce frumos! Doar un sărut de mână vă aruncă într-o altă dimensiune, într-o altă lume. La capătul setului de cărți, 36, 36, dacă vă spune ceva, nouă, transformare, spiritualitate, întoarceți-vă inima către lumină. Sau transformați-vă inima în lumină. În cazul în care ați trecut prin multe situații negative, transformați-vă inima în lumină. Meditați la momentele în care v-ați simțit, ați experimentat dragostea. Dragostea profundă, vorbim de lucruri profunde când vorbim de scorpion, da? Deși scorpionul are și el părțile lui negative, dar, în general, felul care iubește este un fel foarte profund. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion. Ianuarie, un mesaj de la îngeri. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion. Nu degeaba în zodia Scorpionului s-au născut și foarte mulți vindecători. Și foarte mulți vindecători. Pentru că cei care își depășesc natura aceea umană, terestră, și reușesc să evolueze, să transforme dragostea pentru putere, să transforme în dragoste adevărată, reușesc să-i vindece pe cei din jur într-un mod foarte spectaculos. Ok. Scorpion. De două ori. De trei. Oh.
Da, probabil că de-aia vi s-a zis să vă întoarceți inima către lumină. Probabil ați fost în preajma cuiva care v-a mințit sau nu neapărat v-a mințit, și-a ascuns adevărata identitate, ori voi, ori ei, eu cred că ei. Deși e posibil ca și unii scorpionilor le place misterul, într-adevăr, să fiți luați de altceva, să fiți greșit interpretați. Oricum, dacă ați trăit o situație în care ceva a fost neclar, ceva a fost ascuns, au existat minciuni, este important să vă întoarceți inima, sufletul, fața către lumină. Și atunci se vor produce acele miracole și binecuvântări. Simple acțiuni amabile sau simple acte de amabilitate. 5. Numărul 5. E chiar 5 ianuarie. Încercați să fiți amabili. Amabilitatea vă energizează și pe voi și aduce fericire în sufletul celor cu care aveți de-a face. Dacă ați avut niște probleme, niște situații neclare, repet, care v-au înnegurat un pic ființa, sufletelul, întoarceți-vă fața către lumină, către natură, către puterea voastră de a fii amabil în continuare, pentru că ia uite ce frumos. Dragostea face diferența și a apărut de nu știu câte ori în ultima vreme această carte, ca și șabloane relaționale. Înțelegeți că dacă ați atras niște persoane nu tocmai corecte, să zic, a fost datorită unui șablon pe care a trebuit să-l depășiți. Încercați să-l depășiți ca să vă atrageți miracolele și binecuvântările. Da? Și depășiți cum? Întorcându-vă fața către ființe pure, către natură, către creativitate, către cei care au nevoie de voi. Și atunci faceți diferența între dragoste și nevoia de a fi într-un anume fel. Dragostea, de fapt, este în voi. Nu avem nevoie de dragoste din afară. Dacă ar fi să ne gândim mai bine. Zero. Încercați să luați de la zero într-o privință. Eventual, la locul de muncă, să munciți, să vă transformați. Este 8, numărul 8 al scorpionului, da? Bani, transformare. După o situație, tot semn de apă, ori voi, ori alt semn de apă, după o situație tristă. Trist, tristă, tristă, în care cineva n-a vrut să se deschidă. Eventual, o persoană a fost seducătoare și doar atât. Și doar atât. A creat niște blocaje. Și totuși, dacă, aici cred că sunteți voi. Dacă vă implicați în muncă, aveți energia și credința să vă transformați, să începeți o nouă direcție, da? Ajungeți în foarte curând la o poziție de abundență și în această poziție veți putea începe ceva nou. Sper că am fost clară. În fine. Scorpion, Soare, Lună, Venus, ascendent în Scorpion. Ianuarie 2019, 2020, pardon, 2020. Așa, am zis că în ianuarie, iau, te regele de cupe, aici ar trebui să fiți voi sau un alt semn de apă, care își controlează emoțiile. Dar prea mult control nu face bine. Într-un trio, într-un trio, și cineva așteaptă. Am spus că de obicei amestec cărțile, așa, împart, iau, te regele de cupe cu regele de monede. Semnul taurului, semnul scorpionului, poate aveți planete acolo, poate aveți de-a face cu un semn de pământ sau cineva cu planete în semn de pământ. Doi regi, doi încăpățânați, da? E semnul opus vouă, scorpion, da? Taur, casa șaptea. Amândoi încăpățânați. În fine, trec peste asta. De obicei, eu așa amestec cărți. Le împart în două și le pun și încep și amestec. Da? Aș vrea în ianuarie să fac altfel. Să nu vă speriați dacă vor apărea cărțile invers. Dacă apar, apar cu un scop.
să transmite niște mesaje. Eu nu le mai păstrez așa, le răsucesc în fața voastră și le amestec. O să fac treaba asta de 3 ori. Poate luna următoare o să fac doar o dată, că se pare că e prea mult de 3 ori, dar dacă așa am început, așa merg în continuare, da? O dată. Scorpion, ia uite. De 2 ori. Blocaje mentale de 3 ori. E, dacă vă eliberați de conflicte, e minunat. Scorpion, ianuarie 2020. Scorpion, ianuarie 2020. Am emoții, că am și eu ceva aici, la Scorpion. Am și eu luniță. Mai. Până acum, începutul a fost cu fundul în sus. Cu capul în jos, tot aia. O să fie? Ok. M-am uitat un pic. 7 de băte. 7 de băte poate să fie un semn de foc care nu se mai implică în relație cu voi. Sau pur și simplu, voi vă pierdeți cheful de a vă implica, cheful, pasiunea, da? De a vă implica într-o situație, într-un proiect, într-o relație. 7 de băte luptă pentru poziția sa. Invers, nu mai luptă. Probabil nu-l mai interesează poziția sau nu mai interesează poziția respectivă, situația, persoana, da? Nu mai vrea să lupte. Pe de altă parte, 7 de băte mai înseamnă și altceva. Înseamnă că lăsați garda jos. Dacă până acum sau la un moment dat în relație cu cineva ați fost foarte combativi, v-ați opus anumitor situații, în preajma cuiva, într-o situație anume, sunteți mult mai deschiși, asta înseamnă, da? Este o persoană deschisă. Poate că experimentați amândouă sensurile pe care le-am spus și faptul că nu vă mai implicați într-o direcție, într-o privință, într-o relație și într-o altă direcție sunteți mai deschiși. Sunteți cu garda jos, din niște motive. Din niște motive. Așa simt să interpretez. Asta e o carte normală. Aș și prefera să fie invers. Blocajul este, sau provocarea, neapărat provocarea este, ori cineva născut în semnul peștilor, că e casa a 12-a, spânzuratul, ori provocarea este să continuați să faceți niște sacrificii, compromisuri într-o privință. Rămâne de văzut, variază de la unul la altul. Pe de altă parte, spânzurat înseamnă și nevoia de a schimba perspectiva. Dacă până acum ați fost foarte combativ în relație, într-o anumită situație, în relație cu oamenii, poate există un personaj în viața voastră, nu e obligatoriu să fie semnul peștilor, poate are ceva planete în casa voastră a 12-a, e casa a 12-a. Sau poate voi aveți planete în casa lor a 12-a, să fie mult mai complicat. În fine. Dar trecând peste asta, există un personaj, este cineva, o situație în care voi lăsați garda jos. Adică asta înseamnă că schimbați perspectiva. Încercați să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă, da? Și faceți acest sacrificiu față de voi, da? Nu mai sunteți cu gata pregătiți de atac, cum sunt scorpioni în general. În general, da? Sunteți mult mai relaxați. Să vedem dacă merită. O să pun așa ca să nu vă mai zăpăcească, dar să vedeți că există și cărți normale. În trecutul îndepărtat, valetul de monede. Valetul de monede e un personaj studios. Poate că nu ați studiat, nu v-ați terminat studiile unii dintre voi. Posibil. Poate unii dintre voi aveți un copil care nu vrea să învețe. Copilul care e studios e în poziție normală. Acesta este un copil care nu prea îi place studiul, nu prea îi place învățătura. Pentru cei care aveți copii. Poate în trecutul îndepărtat, n-ați vrut să vă implicați într-o direcție, oricum semn de pământ.
E undeva în subconștientul vostru. Valetul de monede reprezintă primii pași într-o direcție. N-ați vrut să vă implicați posibil în această relație, știți? Poate e o chestie din trecut. N-ați vrut să vă implicați prea mult în anumite relații. În anumite relații, în anumite situații, știți cum intuiția scorpionului spune ceva. Probabil că intuiția, că și spânzuratul are multă intuiție, v-a spus că nu e cazul să vă implicați. Acum e un trecut, rămâne de văzut ce este acum. Ori cu un geamăn, ori cu o fecioară, ori voi v-ați simți manipulați, ori ei... Nu putem să acuzăm niciun caz, noi suntem aici, eu sunt aici să spun din perspectiva cărților. Nu știu cine a manipulat, dar cineva a manipulat. Să nu sară în sus nici gemenii, nici fecioara, nici berbecul, că e prima zodie, nici capricornul, că e ianuarie, nici orice altă zodie. Nici voi, că știm foarte bine că scorpionii pot să manipuleze când vor. Da? Nu degeaba a apărut și această carte a corectitudinii, a măștilor, da? Și nu degeaba a apărut 7 de bâte invers. E un moment în care lăsați garda jos, lăsați masca, da? Dați masca la o parte. Sau cineva, poate un semn de foc, sau cineva cu planete, ascendent în semn de foc, își dă masca la o parte în relație cu voi. Posibil a avut această mască și din acest motiv apare magicianul invers, da? V-a manipulat într-o privință. Și evident că lucrurile n-au putut să evolueze, dar a apărut și valetul de monede invers. Că ați intuit, că n-ați intuit, rămâne de văzut. Uneori și scorpionii, cât ar fi de intuitiv, o mai iau și ei foarte frumos. Mai sunt și ei păcăliți. Dar asta e. Cineva a manipulat într-o situație sau, dacă nu e vorba de manipulare, n-ați putut manifesta ceva în viață. Pentru cei care au pierdut niște studii, pentru cei care nu au vrut să învețe, să facă niște cursuri de ceva. Într-o direcție, într-o privință profesională, dar n-ați putut manifesta, magicianul manifestă, dar ca să manifeste trebuie să aibă moneda. Și în trecutul vostru îndepărtat, voi nu aveți această monedă. Ori studii, ori experiență, ori îndemânare, că e vorba de skills, da, de îndemânare, ori bani, în trecutul îndepărtat n-ați avut această monedă. Pentru că n-ați vrut-o sau că... Așa a fost să fie, e doar o carte. Da? Și din acest motiv n-ați putut manifesta, da? Nu ați putut manifesta. Există și varianta asta, să nu credeți că vorbesc doar despre manipulare. Ok, viitorul e și asta de bine, 9 de bâte, dar să vedem viitorul apropiat. În viitorul apropiat vă găsiți echilibru. Și e bine când apare așa. Când apare în poziție normală, jonglează, da? Ori voi cu cineva, ori ei cu voi, ori între două joburi, între două situații, să nu vorbim doar de persoane, da? Echilibristică. Este foarte asemănătoră cu magicianul, oarecum așa, da? Cineva face echilibristică între două situații, între job și familie, între familie și iubit-iubită, între doi iubiți sau două iubite, sau în fine, da? În poziție normală. Invers, ați ales o monedă. Ați ales să fiți stabili. Posibil, tocmai pentru că ați lăsat garda jos într-o privință. Nu vă mai implicați ori voi, ori ei. Și atunci, de voie, de nevoie, da? Ați ales o monedă. E de bine. Și în continuare, nu știu eu, deschidere. Deocamdată eu văd lucrurile, cărțile, ca pe o deschidere a voastră. 9 de bâte e o persoană care își creează bariere în jur. Că o fi un semn de foc, văd că e a doua oară când apare, da? Care lasă garda jos, care nu se mai ascunde în spatele zidurilor, un semn de foc cu care ați avut voi de-a face sau persoană care are planete acolo, da?
Chiar dacă nu e leu, poate are planete acolo. Sau berbec sau orice altceva. Poate ei, tocmai pentru că ați ales, eu zic că v-ați ales pe voi să vă concentrați pe voi înșivă. Așa zic eu. Vom vedea. Posibil și ei lasă garda jos. Nu mai creează ziduri. Pentru că cine poartă măști are și ziduri de protecție, da? Am senzația că într-o privință, într-o relație, într-o situație, cineva s-a păcălit. În general se păcălește cel care poartă măștile, să știți. Chiar dacă noi avem impresia că am fost păcăliți, de fapt ei se păcălesc pe ei înșiși. Dar cineva în povestea cu un scorpion, orice planetă ați avea voi, cineva în relație cu voi sau chiar voi, renunță la aceste blocaje, la aceste scuturi, la aceste bariere de protecție, ce mai sunt ele, ziduri. Cu alte cuvinte, încearcă să fie mai deschisă persoana. Să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și e minunat. În momentul în care vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, ce apare? Apar miracolele și binecuvântările. Sfatul. Aici e provocarea când sunt cărțile invers. Patru de băte invers. Pentru unii poate că tot ați avut magicianul, poate să fie un suflet geamăn. Care n-ați avut prea multă stabilitate, da? De obicei, cartea aceasta reprezintă stabilitate, fundație. Primii stâlpi într-o construcție, da? Ei, invers. Evident. Gândiți și voi. Exact opusul. Poate să fie cu un semn de foc. Că tu ia treia carte. Aia reprezintă bâte. Poate să fie cu acest spânzurat. Semnul peștilor sau casa a 12. Asta dacă vă știți ascendentul. Sunt multe posibilități. Dar sfatul este să... În această poziție este similar cu turnul. Un dezechilibru care este necesar tocmai pentru a vă reanaliza, să zic, terenul. Poate terenul nu era potrivit. Se alunecă terenul în perioada ploioasă, da? Glumesc. Dar ceva nu era în regulă. Mura. Sfatul. Sfatul este să nu vă faceți planuri prea de viitor, pentru că nu este chiar momentul. Trebuie să analizați, să meditați în această perioadă. Aceasta este provocarea. Da? Când toate măștile, zidurile, cum am zis mai devreme, tot ce a fost fals se dărâmă. Pentru că e începutul lui 2020 și de-aia apare cam în toate cărțile, în toate etalările. Transformare, restructurare. E și Jupiter, în curând va veni aproape de Saturn. Ce va fi atunci? Va fi restructurare totală. Dacă nu s-a restructurat până acum, se va restructura cât de curând. Dar nu vă faceți prea multe planuri de viitor cu ei deocamdată. Trebuie să vedeți lucrurile și din altă perspectivă, eventual spirituală, pentru că spânzuratul este spiritual. Trebuie să primiți o viziune. Ca atunci când, știți, cei care construiesc biserici, le construiesc după ce au o viziune. Posibil și în această situație, proiect sau relație, trebuie să aveți viziune înainte de a pune bazele.
un semnal de undeva din astral, de la divinitate, exterior. Oh, ce frumos, ce mă bucur! Ce mă bucur! O carte frumoasă în poziție normală, iată că mai și apar. Totuși, un semn de foc, posibil acesta, vine cu o ofertă în viața voastră, ofertă, da? Vă face o ofertă. Un început, dacă toate lucrurile au fost dărâmate sau dărâmate în ultima vreme sau dezechilibrat, cineva vă face o ofertă, nu neapărat semn de foc, dar nu e obligatoriu. Poate să fie orice semn care a apărut pe aici. Vă ofer această bâtă. Vă ofer această bâtă foarte pasională, creativă. Pentru unii s-ar putea să fie și o ofertă sexuală, că asta e, bâtele sunt, e un simbol falic, da? Posibil că ei lasă totul, măștile, gărzile, ce am zis, cuturile, și vă fac, de ca în această imagine, vă fac această ofertă. Dar nu mai au masca pe față. Ar fi bine. Și dacă se întâmplă așa ceva, încercați să îi primiți cu amabilitate și eventual să depășiți un șablon relațional și să vedeți că dragostea face diferența. Și ce înseamnă dragoste, înseamnă iertare. Bine, eu zic, da, asta e. Acum, dacă vreți să iertați bine, dacă nu, tot bine, ori voi, ori ei, cineva vă face o ofertă. Evident că această bâtă poate să însemne și un proiect creativ la locul de muncă, să nu vorbim doar de relații sexuale, pasionale, sentimentale. Dar există această posibilitate. Și totuși, sfatul este nu vă faceți totuși prea multe planuri de viitor. Înțelegeți? Vom vedea de ce. Deci vă este teamă că normal, intuiția. Vă face cineva o ofertă frumoasă, pasională, focoasă, dar vă este teamă că e cupa goală, cupa lor e goală. Sau, în funcție de cum s-au purtat față de voi, s-ar putea cupa voastră să nu mai fie plină pentru ei. E posibil și așa ceva. Pentru că ați făcut multe sacrificii, eventual, sau poate pentru că cineva v-a mințit, eventual, și cine v-a mințit, cine a mințit, un scorpion, orice planetă ar avea un scorpion, e destul de greu să poată fi iertat. Nu zic că nu iertăm, că scorpionii nu iartă, dar mai greu, mai greuț. Da, era și sfatul, să nu vă faceți prea multe planuri. Să nu credeți că o să ajungeți cine știe unde. De-aia și arată în trecutul îndepărtat valetul de monede. Cineva n-a vrut să vă ofere stabilitate. Da? N-a vrut să vă ofere. Valetul de monede face un gest, de orice fel ar fi el, un cadou, ceva care exprimă valoare, apreciere. Da? Stabilitate. E, în trecut îndepărtat, posibil aceeași persoană sau alte persoane, da? Nu vă oferi stabilitate. O fi aceeași mărie cu altă pălărie, vedem. Dar asul de cupe invers, în poziția fricilor, vă este teamă că nu este dragoste. E o teamă. Vedem. O să vedem pe parcursul. Ia uite. A apărut și la alte zodii. Marele preot invers. Dacă ei sunt căsătoriți, vă doriți ca ei să nu fi căsătoriți, ca să-i puteți primi, evident, înțelegeți? E posibil ca ei să fie căsătoriți și să vă doriți ca ei să fie liberi, da? De-aia apare marele preot invers. Pentru cei care au o moralitate mai specială, că în vremurile astea cam puțin se mai ghidează după valori adevărate. Eventual, dacă voi sunteți căsătoriți, vă doriți să nu fi fost căsătoriți ca să primiți această ofertă.
Este posibil și așa ceva. Te rog să stai cu minte. Deci nu o să fie colaborare. Și totuși, roata norocului, ce mă bucur când apare roata norocului, ce una dintre cele mai frumoase, roata norocului se învârte. Probabil vine cineva să vă facă, să reactualizeze o ofertă. Și voi știți că degeaba mai vine cu flori dacă la început a purta măști. Degeaba. Pentru unii dintre voi. Totuși, sunteți amabili. Faceți diferența între dragoste și aventură. Da? Faceți diferența între dragoste. E aici, cartea. Faceți diferența relației, șabloane relaționale. Dar e bine că apare roata norocului. Probabil că nu o să aveți o creștere nici financiară, nici de altă natură cu ei. Poate să fie un trio la locul de muncă, poate pentru unii dintre voi. Să îi întâlniți ori la locul lor de muncă, ori la locul vostru de muncă. Dar tot rău spre bine, pentru că așa schimbați șablonul. E bine, e bine, super bine. Schimbați... Începe și răsturnați cărțile invers. Că asta înseamnă roata. Mișcare. Ceva se întâmplă. Ceva se va întâmpla la un moment dat, spre sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, da? Poate pe o dată, anume pe 10, sau poate în octombrie, de ce nu? Ce zic acum, poate se va... Toată situația în sine se va schimba undeva prin octombrie, rămâne cam târziu, dar știu că se poate și așa. O întâmplare de destin, un eveniment karmic, va răsuci întreaga cruce. Întreaga cruce. Eu așa simt să interpretez. Se vor răsturna toate cărțile invers. Și veți avea parte și de dragoste, și de stabilitate, și de rezistență, și de luptă, de chef, de pasiune să luptați pentru cineva. Și de manifestare și de stabilitate. Când apare această roată, lucrurile se schimbă și este minunat. Este minunat. Posibil nu vă veți mai implica în relație cu ei în continuare. Nu le veți da șanse. Și veți manifesta adevărul mincinos în poziția aceasta, în poziția inversă, da? Acesta este mincinosul. Măscăriciu. Falsorul. Cel care evadează. Posibil vreți să vă schimbați și voi viața ca multe persoane. Pentru că au fost injustițe, au fost dezechilibru, au fost minciuni. Wow. Dar toate astea, toate cărțile astea care apare invers, vă duc către ce? Către soare și către putere. Am zis, nu vă mai speriați când le vedeți invers, că sunt cu un scop. Și dacă am început ianuarie cu chestia asta, o fi și chestia asta cu un scop, cu rațiune, da? Toată transformarea asta a voastră, a lor, a tuturor, de fapt, vă duce către trezire, către fericire și către confirmarea puterii voastre. Aveți putere, este 8, casa 8 a Scorpionului, da? Numărul 8, am zis. Undeva de-a lungul anului veți descoperi că ați făcut bine să ieșiți din situația asta. Și uite așa, roata se schimbă și nu îi mai primiți. Și refuzați. Nu le mai dați a doua șansă. Pentru că ați făcut într-adevăr niște compromisuri, dacă nu neapărat sacrificii, compromisuri. În primul rând cu spiritualitatea voastră. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă invers. Marea Preoteasă invers
Dacă în poziție normală arată secrete, în poziție invers arată faptul că începe să înțelegeți niște lucruri, ori să vi se dezvăluie niște secrete, poate ei își dau masca jos, da, se dezvăluie secretele, își dau masca jos și vă vorbesc, că e mesager, despre ceva sau vin cu un mesaj. Dar e similar cu asul de bâte. Se întorc, opt de cupe, o persoană care se întoarce, o persoană care renunță la triouri. Și totuși, iată, am zis aceeași mărie cu altă pălărie. Pentru unii dintre voi, este același diavol care v-a adus durere, suferință. V-a făcut să vă pierdeți încrederea, eventual au fost niște cavalere în loc să fie regi și se întorc. Nu s-au schimbat. Nu sunt mai generoși, nici mai sentimentali. Hai să vedem. Dar voi între timp v-ați vindecat. Aici sunteți voi. Nu-i mai așteptați, v-ați vindecat și ieșiți victorioși. Dintr-o situație în care au existat egouri. A existat un ego puternic. V-a adus tristețe. Și a trebuit să tăiați, să discutați. Da? E mai dură etalarea când le vezi invers, dar eu zic că e mai sinceră. Altfel, aș fi dat multe interpretări la fiecare carte, așa știu sigur care este normală, care este anormală, dar iată că revine diavolul într-o formă sau alta. Că așa se întâmplă. Când vrei să te schimbi, da? Când vrei să schimbi. Dar dacă voi sunteți puternici, dragii mei, și refuzați, da? Nu mai comunicați, nu vă mai implicați, nu le mai dați a doua șansă, ați ales să exprimați dreptate pentru că vi s-a făcut o nedreptate, pentru că ați fost mințiți, continuat un șablon relațional mai mult decât era cazul, da? Iată ce frumos, iată ce frumos. La un moment dat apare, aici la capătul setului de cărți, dacă v-am zăpăcit, la un moment dat apare, ce frumos, Regina de Cupe. Regina de Cupe, voi. Blocați, să zic, oarecum mental, datorită situației prin care ați trecut, un pic tristă, un pic îngrijorată, dar, vă deblocați, să zic, alegeți alt drum. Alegeți alt drum, alegeți un drum al, e mai greu, dar îl atingeți, al înțelepciunii și al puterii. Nu știu cât vă place, sunt curioasă să-mi comentați cât v-a plăcut această etalare și cu cărțile invers, majoritatea, dar, repet, o fi cu un scop. Luna viitoare poate să amestec doar o dată. Dar asta e, începem 2020 cu eliberarea de aceste măști. Toți trebuie să ne eliberăm. Pentru că e un an special, pentru care mulți s-au pregătit de ani de zile. Și vă doresc și vouă și dragoste, și putere, și credință. Numai bine, vă pup, la revedere, pa!